La pirați, în Mangalia, undeva la bucătărie, Jean de la Craiova se dă în taine cu două dame mature despre meniul serii. Ia uite ce frumoase fetele mele! Ce faceți, drăgăște? Unde ai umblat? Ia uite ce frumos arătați la bucătărie! Da, ce unde ai fost de dimineață? Nu mai spun Cătălin, Scărlătescu, că sunteți cele mai vrednice și frumoase și bune. Uite. Da, da, clienți, că noi am făcut ciorbă și noi n-avem clienți. Vin, las că o mâncăm noi dacă ce. Am niște clienți sus. Ce meniu îi dau, că nu știu. Avem clienți sus. Păi, Jeane, ce avem zic? Niște coaste teliși pe degete. Deci exact așa ne prezint. Nu spune mie, că pe mine numai eu nu le văd. Păi nu, stai. Avem mici. Dragii mei clienți, avem coaste de teliși pe degete. Și pe unde iese? Cum să zic așa, poate nu. Păi așa, da, da, așa se zice. Avem o ciorbică de perișoare de telinci pe degete. Pe unde intră? Asta de telinci pe unde intră? Avem mititei, avem hamsi, avem de toate. Avem. Aduc clienți. Hamsi. Stați la rând, carne e destulă, domnișoara vă servește. Așa se spune. Of, doamne, ce lăsa pe pământ ăsta. Nicoleta, o întrebare am, draga mea. Ai văzut da, Viola am luat comanda la fete. Dar nu la fete, Viola mea. Ai băgat în comandă? Da. Nu, serios. Dar de ce mă întreb pe mine, mă, nene? Că tu erai acolo, da, la... Du-te, întreabă-l pe Jean, mă, nene, nu pe păi mine. Păi erau ei, Jean păi, cu erau plecați. Păi nu, și dacă erau plecați, ce? Și cum sunt ei? Păi când au plecat ei, mă, nene? Când ți-a dispărut ție asta și când au plecat ei? Am înțeles, n-ai luat totul. Nu, bun. A, că vei ieri, băi. Deja ajunsese într-un prag de disperare. Tot căuta peste tot. M-a întrebat în stânga și în dreapta, băi, știi unde e Viora? Dar e un sifonar care a spus. Și îl prind eu, care sifonar i-o fi spus. Am fost la barman și am zis, dă-mi cheia de la birou de sus. Am mers sus, am căutat un pic Viora și am găsit un birou. Gata. Sistemul. Se ne aude. Viorica, Vasilica, o cântare! N-ai știut de Viora, nu? Cum? N-ai știut de Viora. Eu? Știm că Nicoleta avea fără Viora. L-am ascultat, l-am mers la bucătărie să spăl, l-am ascultat de ea, că ea mai tămă dădea dracul, tămă nu știu ce, nu știu cum. Și sunt sigur că de la ea au pornit toată treaba. Să rămână, bună ziua, mă scuzați că am întârziat. Ce faci, bă, Michael Jackson? Vă salut cu respect. Salut. Jean. Noroc. Dan. Ce vreți de băut? Meniu. Le-am în cap. Un ospătar bun le are în cap. Două. Nu mai puțin. Da, da, să luăm încet. Bună seara, Neamorin. Respect! Bine ați venit la Mangalia, în primul rând. Stai că mă dau și uite aici, lângă voi. Am înțeles că mă căutați. Da. Aveți o treabă cu mine, da? Da. Și a început să povestească că vor veni vreo 30 de persoane și că ei sunt într-o asociație din asta umanitară. Că suntem o asociație care ne implicăm zi de zi în activități de copii. Anul trecut am început o campanie umanitară mare, axată pe sănătatea copiilor. Prevenție, consultații și tratamente stomatologice gratuite pentru copii nevoiași. Și am venit cu o propunere. Noi vrem să facem o petrecere mâine, la Mata. Mâine? Da, mâine seară. Am invitat mamele copiilor pe care noi îi aducem la tratamente stomatologice gratuite. Să le facem și lor o bucurie. Mâine, 6 mai, este Ziua Internațională a Mamei. Ziua Mamei. Am rămas, wow, 60 de ani. Nu știam că există Ziua Mamei. Nu știam. O petrecere de mulțumire mamelor și celor care au participat la proiectul ăsta. Adică ori să vină pe lângă mamele copiilor, ori să vină și asistentele pe lângă mame. Ce frumos! Da, da. M-am bucurat foarte tare să aud că o să fie o petrecere numai de fete, pentru că ele ca mame umblă cu ei peste tot, fac sacrificii ca să aibă ce să mănânce, tratamente, lucruri și așa. Și... na... abia așteptăm să ne pregătim.
Ce trebuie să duci? Când vii lângă mine, sporește munca mea. Doamne, nu mai simt ce oboseală. Uitați-vă și voi, dulceața României, Dumnezeu, de ce îi lăsa cu pământ. Dacă nici Jean nu mă laudă, nu mă mai laudă nimeni. Toată lumea te laudă. Unii pe furișul, unii în față. Porții de Atali sau porții de Meli? Avem, păi tu, nu? O porție tu o dai așa la așa, loc? Așa se dă în Anglia, păi așa se dă în Anglia, mâncați-a șgurița ta. Ei pus dita mai coasta pe farfurii omului cu cartofi și mănâncă omul. Doamne ferește, cine mănâncă atâta? Duce și la câinii, că așa e în Anglia. Mănânci tu, mănâncă și animalul de acasă. Aici nu mănânci nici tu. Aici nu stăm la grădina zoologică. Păi da. A, deci tu gătești la căței? Ne-a marinat deschid restaurant pentru căței. În străinătate e respectat banul. Păi dacă omul vine la restaurant și dă un ban, pe acolo trebuie să vadă pe ce dă banul. Nu pot să zic eu lui așa, hai, lasă-l. E pe farfurii asta să pune toți, dă-i să mănânci acolo așa. Nu le are cu porțiile. Și îi spunea economiță să pune mai mult. Nu, că tu pui, că doar pui de la tine, că ai să vezi tu ce bățești cu neamarin. Da, da, omul trebuie să fie mulțumit. Deci avem 3 porții de aripioare paste și cartofi wedges. Vezi că eu fac ăsta cu aripioarele, tu faci ăsta la economiță, da? Tu fă-l pe ăsta cu hamții, mușdei, ăsta e cotlet de porc. Du-te, domnule, și lasă-mă în pace. Păi da, dacă, doamne ferești, dar cum adică să nu-l faci? Da, păi bine că cei mai ușor să oprești tu și ce să... Temița? Ce zis? Fățalea! Eu îi dau lui ăsta, ce dracu a zis? Păi ce păi? Eu le-am făcut, le-am pus deja, tu fă celălalt. Eu le-am pus. N-ai loc acolo? A, n-am loc. Eu le-am pus deja, tu fă celălalt. Nu observ că te apasă așa o chestie, te apasă așa o, un stres, o energie grea aici. Te apasă de te doare capul. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, că nu am de asta am venit aici. Fetele de la bucătărie sunt ciudățele. Sunt friche așa, nu știu. Păi tu ai zis că faci, eu nu-l luam. De ce ești cărcotaș acum? Eu nu-l luam. Să înțeleg, cu anumită oma ta ești munteancă? Brăneancă. Brăneancă? Da. Și cu sunt brăneancă de viță pură. Am sumar și porcăciulă să mă pup pe moldoveni în s-a dat-o la televizor. E un ton în bucătărie, n-ai cum să-ți dai seama dacă să iubesc sau să ceartă sau să omoară sau vorbesc ceva constructiv. Cartofi ai prăjicare, prigniță lui, ai pus mai cartofi. De miz, de miz, de hai, unde ți-l văr? Dar nu mi-l văr mie nicăieri, tu ți-l văr. Eu vă fi, deci tu ți-l văr cu aromițo. Nu mă băga la înghesuială. Hai cu aromițo, dar cum, dar tu ce faci? Cum? Băi, să-mi bat pe românești și m-am prins. Eliberează-vă odată, ia-ți cartofii că-s gata. Imediat, nu. Aripioarele-s gata, dar n-am hârtie. Și cartofii. Mâncam, deam. Cine-i care? Îți dai să ai pus-o... Doamne, nu știu cum. Nu știu cum s-au înțeles până acum. Ce vrei? Vă vorbește frumos cu mine. Ce vrei de la viața mea? A zis neamarin că numai după mine stai. Și eu numai după tine și după Jean. Cum vine asta? Păi asta e nasol, că eu stau numai după tine și tu stai și după mine și după Jean. Aici ați avut să trebuia să te întrebi un pic dacă faci... Ia de ce mi-ai văzut de tot, că nu pot să mă plec. De fiecare dată când îl văd pe Vârciu, mă emoționez. Ce să zic? Nu, deci nu mai pot. Și mi-a căzut pixul din mână și l-am rugat să se aplece, că mie mi-era greu să mă aplec. Dar știi care-i faza? Că Jean e însurat. Da, și tu aproape însurat. Bă, știi care-i faza? Doar Jean e însurat. Ah, e bine de știut. Te caut mai târziu? Te rog. Dar ieri, că, na, mie e ca un frate. Tu crezi că-l las așa, mă, bă? Și unde scrie? Unde o pui? Dacă tu o pui pe spate, sunt cel mai fericit. Dar știi cum, nu? Stai așa puțin. Fă-mi treaba asta și sunt fericit. 3.856 de pumni în spate. 400. Așa, ții tu cum, da? Ce m-am gândit eu? Să-i fac o surpriză așa frumoasă, o surpriză să-i placă și lui, să ne iubească mai mult pe mine și pe Liviu? Nu se face. Nu am uite care-i treaba. Uite, păi nu mă tâmpitul, le facem altfel. Eu mă duc și mă iau cu el. Și eu vin așa. Se blochează cu mine. Bă, dar lăsați-vă, ce aveți, mă? Bă, terminați-vă, mă. Bravo, trebuie să faci așa. Jean a avut o idee genială, nu știu cum nu a venit mie, să scrie pe un bilet om rău. Era la interviu, ne-a mărit.
Mergem neamune, te mai să zicem că noi te iubim, mă, te pupăm. Nu că știi că e ceva. Nu că știi că e ceva. Nu s-a mai întâmplat de mulți ani. Să-l iubească cineva. Nu-mi face așa. Spune așa, bine, mă, ne-a venit evenimentul de mâine. Ce facem? Mai durează? Și eu zic, hai de plecă, pac! Hai, ia-l așa, dar nu să nu râzi, ia-ți mă, că de-asta, stai așa. Vezi? Ia uite, să căznește, să vorbă... Zăclatina. Duceți paharele la bar, duceți farfurișul tot ce e, la... Nu vrem să te întrerupem, că știi ce nu trebuie? Nu te întrerupem. Vrem să vedem, exact. Nu vrem să te întrerupem. Nu face nimeni, uite. Nu face nu nimeni. Dă, da, deci, fie, nu face nimeni. Știi ce copă, dacă de coapă, prieten, mă, dă-i. M-ați ai spus de fiecare dată. Bă, dar de ce ești dubios, bă, de ce ești dubios? Are ceva. Bă, t-ai zis de fiecare dată, că să nu-ți pierzi vorba. Vreau să văd dacă ți-ai pierdut vorba. Fii atent. Ia-o la cap. Zi. Am zis că a venit aia cu eveniment, ce facem cu ea acolo? Care mai avem cu eveniment? Unul cu o barbă așa și... Ce, că ne-am marit. Nu vrea nici pe asta. Nici pe asta nu vrea. Ce ziceai? Nu știu ce, are ceva. Hai, bine. Da, ce vrei, mă, să zic? Adică nu știu unde am rămas? Da. Da, mare dreptate, zi. Super dubios ne-am mărit. Dacă îl vedeai cum se uitau cu ochii, deci era în continuu. Ce vrei? Nu faci uite. Până urmă i-am lipit hrădia. Când îl văd așa cu minte frumos, când stăm noi la masă, îmi inspiră bunătate, că el este un om bun, sufletul bun. Dar când se, are o de-aia care se înfruntă, nu știu, așa-i vine o privire de-aia. Vai, dar cum să-i dau eu trei aripioare? Deci să ferească Dumnezeu. Deci cum să-i dau eu trei aripioare la porții? Nu, patru, pune cinci. Patru? Trebuiau patru aripioare la porții. Sigur. Trei aripioare e prea puține, în jurul lumea. Sunt puține trei aripioare. Mai pune una. Când p***a să mai prăjesc una? Foarte bine! Și-i pui și cartofi? Ce-mi place să mă duc? Să mă uit așa pe gemulețul ăla, la Coana Mița și la Marlen. Cum... Se iubesc așa una pe cealaltă. Doar trei sunt? A? Doar atâta trei? E porția. Nu mă lasă cu Ana Mița să pun mai mult. Uite, am pus și m-am boscorodit. Mă zice lui Neamărin că eu fac porțile mari. Cu Ana Mița, iar o să zic de porție că e prea mică. Sunt prea puține, eu n-am văzut porție de trei aripioare, jur. Dar stai că ea mă punea să-i pun două aripioare. Bre, n-am cum să duc două aripioare, înțelege? Am mai pus o aripioară de la mine, deși eu sunt șef în bucătărie. Bă, zic că-i pun și un pic de maioneză, dar dracii pe ea de maioneză cu usturoi o făcuse cu Ana Mița pentru hamsi. Sunt prea puține trei. Deci te rog frumos, du-te așa și... Dar nu mai ai și alalte sunt altfel, pune două altfel. Să spun două altfel, da. Sreci, hai că ți le bag o leacă în friteoză, hai că ți le bag. Pune tu un pic de usturoi aici, hai că ți le bag în friteoză repede, hai. Nu am cu cine munci. I-am și spus, draga mea, eu am crezut că învăț ceva de la tine. Păi ce să învăț? Jumatea lui cinci. Ce nu se cunoască acum? Că unele au fost făcute la cuptor, în azi dimineața am făcut. Și-a plecat în sfârșit Ileana cu farfurile și a venit o porție de hamsi. Și cu Ana Mița știa că are usturoi făcut. Și a căutat usturoi și nu l-a găsit. Unde ai mușdei? L-a dat tot. El am dat tot. Da. El am dat ei să-l pună. Dă-l, eu nu mai muncesc degeaba! Hai, cu amiții, l-am dat acolo! Păi dă-l Dumnezeu, ce-i mai atâta! Tu dă-le toate atunci! I-am dat, a avut trei porții acolo, trebuie să-i dau, dă-i! Ce să-i dai? N-ai avut nevoie de mușdei, l-ai dat bonus! Eu nu-l mai fac! Dă, fă repede mușdeiul! Dă-l, să-l dea și mușdei și fă repede mușdeiul! Vai, mamă! Mai bine mă duceam și mă punea Neamărin să fac trei turi de litoral, decât să aud. Da, păi! Fii atentă, Valena! Păi repede, mușdeiul! Ori te conformezi, ori îmi bag p***a, eu nu îți bag într-o bucătărie, Doamne ferește! Păi, dar ce să facem? Nu fac nervi aici! Păi cu dă-le, dă-le o oală, așa, dă-le-o toată, dă ori p***a! Văzut că Iuliana nu vrea să ia farfuria! Păi ce dacă tu ești bucătar aici? Bre, nu poți să-i trimit farfuria goală la om, că n-a plătit-o, măi omule! Trei aripioare, dă-le p***ului de trei aripioare! Ai grijă! Nu mă călca pe bombeu, că eu, când îmi ies din fire, eu arunc. Eu nu mai țiu cont de nimic. Dar nu ți-a cerut mușdei! Păi da, erau puține. Ce-i de-aia cu bonus? Gata, nu te mai enerva cu anămiță de pomană. Pe cum dracu, dacă ce, nu, tu ce nu-și cere, tu dai acolo, hai, dă! Dar ți-am zis că ți-au mușdeiul. Dar nu m-am gândit că le-ai tot! L-o pus tot, Iuliana, gata, nu te mai enerva să-l faci repede, lasă! Să faci, de gură!
ce vrei acum să facem? Dar în Dumnezeu. Dar fii atentă! Dacă încă o dată mai dai aiurea, nu-ți mai eu dau. Le zvârnă de le calcă nevoia. Gata, nu-ți mai dau aiurea. Lasă că îmi fac eu, nu-ți mai dau aiurea. Gata, gata, n-ai decât să-ți faci. Îmi fac eu, gata. Toată noaptea m-a țipat cu usturoiul ăla. Și eu sunt sigură că foarte mulți acum o să-mi dea dreptate. Că te duci la restaurant și ești tratat de 2 lei. Adică, mă, dă-l-încu, lasă-l, mă, să mănânce bine că l-am furat de bani. Nu e așa. Lăsând gluma la o parte, vă spun un singur lucru. Noi nu o să câștigăm niciodată în stilul ăsta. Asta noi nu o să câștigăm niciodată aia 2000 de euro. Dar sunt sigură că nu o să câștigăm. Vasilica nu o să câștige, că dacă îi dă la neam, stai, mă, eu n-am zis, cât mă țin. N-am zis, mă, cincior, 420. Nicoleta nu s-a dus la testimoniale că avea client sus. Ce, Nicoleta, sigur, ia banii în seara. Lasă să ia, mai faci o escapadă de la schi cu ea, mi-e și gata. Frumos ar fi din partea Nicoletei să mulțumească în fiecare seară că o las pe ea să muncească mai mult și îi cresc șansele la premiu. 2000 de euro. Eu zic să bem ceva, să ne revenim. Eu zic să facem altceva, să facem pagubă de 2000 de euro. Să bem de 2000 de euro. Și treci la Ana Marin. Deci nu mai pierd de aici. Dă-ne să bem ceva și treci la Ana Marin. Nu plătește la... Tu ai dreptate, ai spus că-ți grie masa când ia bani. Bă, vrem să aluăm. Păi de nu whisky de ăsta, mă, că sunt și scumpi și al dracu. Păi da, plătește Ana Marin. Nu plătește ăla, mă, băi, tot la mine vine. Și gheață. Ori pierdem, ori nu pierdem. Eu când aud trupăiturile astea zic că vine el așa în sânt. Vreau și o pix, auzi, la aia cu hamsi, cine-mi bate și mie? Da, și whisky. La aia cu hamsi mai trebuie încă 3. Deci sunt 5 hamsi. Vezi, mă, cum vrea 2000. Eu luam comenzi, aduceam băutura, aduceam mâncarea. Când era liniște, pac, mă mai duceam jos, mai luam un scaun, îl aduceam sus. Iar încă un scaun, iar îl aduceam sus. Dacă Nicoleta consideră că trebuie să fie sclava Izaura, tu-te! Mie-mi place să mai și muncesc, mai am și o pauză. Mă rog, fac mai multe pauze ca să-mi vină cheful de viață, știi? Fetele, mai sunt hamsi? Că mai avem încă 3 porții la masa cu 2. Da. Facem. Pot să duc 2 care stai să fac usturoi. Stai că n-am usturoi, că uite, nu, pentru usturoi fac scandal. Pentru usturoi, mă, țăpă, că i-l-am dat lui Iuliana, că ea nu l-o vrut. L-ai dat cu castron cu tot. Nu, castronul, ce a făcut Iuliana cu castronul? Uite-l aici, uite, mai ai mușdei, uleacă. Să le dai la ospătar să-și puie ei atunci ce vrea. Dă bucătărie, noi ieșim afară. Deci, ca ospătar, dacă tu nu ești mulțumit cum arată farfuria, ai obligația să o refuzi. De ce? Tu te duci în fața clientului. Clientul ție strântește farfuria în asta. Coana Mița nu știe asta. Pentru că ea e la pensiune. Aici e restaurant. Tu ești în bucătărie, tu nu vezi clientul. Ea asta trebuie să înțeleagă. Ospătarul. Păi ospătarul își cere câte nu își cere. Dar bucătarul ești stăpânul ospătarului. Păi da, dacă ospătarul nu vrea să plece cu mâncarea și nu-mi stă mâncarea. Doamne, cum să stea mâncarea? Păi da, auzi, păi dacă ospătarul își cere în loc de 200, 400, tu-i dai? Păi nu, dar ospătarul vede fața clientului. Lasă-l, și... tu ești stăpân aici. Unde s-au dus, mă, fetele, că sărăcește mâncarea? Mai vine cineva aici? Da. Mai așteptăm pe cineva. Da, pot să pun asta, da, nu? Da, bineînțeles. E greu, bă, nene, să lucrezi așa. Chiar că e greu. Mă jur că e greu. Ne trebuie un meniu întâi. Avem așa, hamsi, nu știu ce o să mai rămână, hamsi, coaste de porc. Nu mâncare. Nu? Vrei să beți? Păi da, vin și o nene cu o bere atunci. Băi, trebuie să pui niște apă cu întuneric. Noroc, vecine. Nu vă gărbiți, că, că pe ăla îl întreabă mult. Da, vă rog. Au așteptat să le iei comanda și nu te-ai dus și a trebuit să mă ocup eu de oameni. Sus! Ei, Nicoleta ne ceartă pe noi când ne mai prinde așa în pauză, să pară și interesantă, la modul că vedeți că eu muncesc și voi stați la pauză și nu mi se pare normal. Adică să atragă atenția că ea muncește și noi stăm, în caz că lumea din jur nu s-a prins deja. Nicoleta? Ce? Împarți cu noi dacă nu câștig. Nu câștig, mă, nene. Nici dau la unii amărâți, nu dau la voi. Voi aveți bani, sunteți milionari. Prieten bun. Păi noi, eu nu știu cu schiurile. Da? N-am clăpari.
Păi dar cum? Pe munca mea să-ți dau și o ție? De ce să-ți dau și o ție? Și până la urmă sunt 2000 de euro în joc. Pune mâna și muncește, tu te fă aia. Deci ai un moment liber, nu-l folosi pentru tine, folosește-l pentru banii ăștia și să-i mulțumești pe clienți și pentru afacerea lui Neamărin, că până la urmă de asta am venit aici, nu să stăm, avem timp destul să stăm. Bă, nene, am reușit să vin fără să... fără să le spart. Auzi, fiu, eu, asta e jumătate de chil carafă? N-are nimic, că a zis că bea cu mine. Păi, bea cu voi. Și-a pus și ea. O să iei una. Bă, stai așa, că am uitat să aduc aia de desfăcut. Acum, dici cu aia. Seara. Da. Salată. Pui prostovan. Lasă, lasă. Păi, se pun cu Digi. El zice, el zice că tu. Ha, ha, ha. 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 Ha,